Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bun găsit la Flash Monden! Avem parte de o seară specială, ca toate de altfel, da? Așa că vă propun să și vedem titlurile ediției. Nu, dar Diana se grăbește ca Tom Cruise în Top Gun, pe cuvânt. Apropo de asta, abia aștept să apară în cinematografe, că primul sunt. Eu cred că o să fie o sală plină de femei, printre care și eu. Hai să sperăm că va fi jumătate-jumătate, că merg și eu, știi? Ai chef de niște adrenalină? Tu crezi că vrei ca toate femeile alea să sară pe tine, știi? Nu, poți ajunge direct între foarte multe femei. Da, așa să-mi ajute Dumnezeu. Hai mai bine să vedem titlurile ediției. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează. Bătaia mare e pe cele două fetițe ale lor. Aflăm întreaga poveste în această seară la Flash Monden. Consuela di Monaco e pe cai mari la Milano. Merge la petreceri de sute de mii de euro, iar fiica ei îi calcă pe urme. Ce mesaj i-a transmis odorului de ziua ei, vedem în această seară. Kim Kardashian a lăsat pe toată lumea fără suflare la Met Gala. A îmbrăcat rochia lui Marilyn Monroe. Cât a plătit ca să o închirieze, vedem la Flash Monden. Ne pare rău că începem ediția cu vești triste, dar asta este viața, nu-i așa? Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează. De ani de zile planează zvonuri în jurul lor, dar iată că inevitabilul e pe cale să se și întâmple. Și nu pare a fi un divorț pașnic. Alexandru Ciucu a depus un proces împotriva Alinei Sorescu, urmând să se întâlnească la tribunal pentru a stabili custodia copiilor. 12 ani. Atât a durat iubirea dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu. Păreau cuplul perfect, discret, iubitor și de nedespărțit. Dar iată că există și excepție de la reguli. Iubirea lor s-a stins, mariajul nu mai are sens după atâta timp. Cei doi au două fetițe superbe și nimeni vreodată nu s-ar fi gândit la posibilitatea ca îndrăgitul cuplu să se separe. Zvonurile circulau deja de ani de zile. Ba a fost văzut designerul de paparazzi cu altă femeie în mașină, ba în presă apăreau fel de fel de speculații. Însă au negat totul cu vehemență mereu. Am mai spus-o și o spun, nu, nu divorțăm, nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție. Preferăm să nu discutăm despre lucrurile intime. Acum însă niciunul nu mai poate nega nimic. Negru pe alb a apărut pe portalul instanțelor de judecată. Alexandru Ciucu își cheamă soția la tribunal. Nu s-ar fi înțeles în privința celor două fetițe, așa că a cerut o ordonanță președențială. Inițial, toată lumea s-a gândit că cere un program de vizită, însă nici pe departe. Alexandru Ciucu voia să ia fetițele cu el. Nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces, soțul meu a intentat acum o ordonanță președențială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanța procesului. Și cu această declarație, Alina a detonat bomba. E clar, lucrurile nu erau roz, neînțelegerile existau de ceva vreme și cu toate acestea au păstrat discreția totală. Acum, când lupta se dă însă pe proprii copii, solista a decis să nu mai tacă. Nici nu concepe ca fiicele ei să stea departe de ea. Voi face tot posibilul să-mi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare. Nu se știe ce motive au fost invocate de Alexandru Ciucu când a cerut ordonanța președențială, dar cert este că loc de întors nu pare să fie, iar scandalul mocnește serios. Cei doi nu au mai fost văzuți în public împreună de luni bune, iar pe rețelele de socializare a cam bătut vântul. Așa au început să apară zvonurile că în casa lor s-a dus armonia. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au căsătorit în anul 2010, iar în 2014 deveneau pentru prima oară părinți.
Kim Kardashian le-a luat fața tuturor divelor de la Met Gala. A îmbrăcat o rochie celebră de-a lui Marilyn Monroe. Ce dificultăți a întâmpinat și cam cât a costat închirierea bijuteriei, vedem imediat la Flash Monday. Cove, Cove, cum o fi viața la Milano? E, cum să fie? Ca la București, dar cu alt peisaj. Simplu și la obiect, nu? Păi cum altfel? Păi uite, consulul din Monaco e fericită foc că au scăpat acolo de restricții și că, bineînțeles, o ține din petrecere în petrecere, ca și noi de altfel aș putea spune, da, nu? Da, mititica, la cel mai recent party la care a fost, s-au cheltuit sute de mii de euro și toate fetele prezente erau așa de fericite că nu mai trebuie să poarte mască. Că, da, și încă ceva, și fiica ei calcă pe urme, să știi. Da, la fel de frumoasă și a fost și ziua ei de curând, iar Consuela i-a transmis un mesaj plin de emoție pe care îl vedem în exclusivitate aici la Flash Monday. Monaco trăiește pe cai mari la Milano, umblă doar în cercuri selecte, festivalurile de film sunt pentru ea ca pentru noi o vizită la teatru și cel mai bine se simte între staruri și celebrități. Joacă în filme, e apreciată, se simte iubită, dar în viața ei nu ea este personajul principal, deși ne-a venit greu să credem. Consuela are o fică pe nume Princess Consuelo, iar numele îi se potrivește perfect. Princess Consuelo locuiește în România, dar călătorește mai tot timpul alături de iubitul ei fotbalist. Unde joacă el, locuiește și ea. Acum, prințesa lui Consuelo a împlinit 25 de ani, iar mama s-a emoționat până peste poate. La mulți ani, să-mi trăiești mult. Infinit, dacă s-ar putea 1000 de ani. Pentru că tu ești tot cel mai de preț pe această lume. Ești inestimabilă. Și rețiunea vieții mele, ești soare din viața mea și mereu îmi dai forță și energie să lupt. La adresa fiicei ei are doar cuvinte de laudă și fără modestie, am putea spune. Ești minunată, ești frumoasă de pici, ești strălucitoare, ești bună, ești sensibilă și pentru toate aceste calități, ești totul pentru mine. Și cum fiica ei își clădește propriul drum, Consuela din Monaco își vede de-al ei. Recent a dat uitării pandemia alături de prietenele ei și au dat o petrecere de sute de mii de euro la Milano. A curs șampania scumpă, fetele din cale afară de dichisite și nimeni nu s-a uitat la banii după 2 ani de restricții și pandemie. Tema a fost atent aleasă. Anii 20, The Great Gatsby. O noapte întreagă a fost înconjurată doar de lux, exact cum îi place. Dacă rămâi fără idei, e clar, nu te cheamă Kim Kardashian și mi-am întărit convingerea asta ca să știi, Cove. Da, s-a codit, s-a făstăcit și sunt sigur că multe nopți n-a dormit, doar gândindu-se cum să se îmbrace la Met Gala. Știm, eveniment de mare învergură, da, de elită, nu avea cum să se prezinte oricum, plus că voia să fie diva divelor. E, și cine este diva eternă? Marilyn Monroe. Și nimeni nu o egalează. Așa se face că a noastră Kim Kardashian a închiriat rochia divei de la muzeu cu atenție 5 milioane de dolari. Nimica toată. Da. Vorbim despre rochia în care Marilyn Monroe i-a cântat președintelui. Doar că a avut ceva de tras ca să intre în ținuta bijuterie. Kim că a trebuit să slăbească mult și la urcatul scărilor a cam încurcat-o rău de tot rochia asta. Doamne, ce milă mi s-a făcut. Așa a ajuns Kim Kardashian la Met Gala, cu pași mici de vrăbiuță și cu sufletul cât un purice că ar putea să nu urce scările. Noroc că nu erau înalte, abia pășa în rochia ei superbă închiriată de la muzeu. Dar de, nu a purtat orice rochie, ținând cont de tema evenimentului, Gilded Age, vârsta de aur americană de la finalul secolului al XIX-lea, diva de peste ocean a vrut să fie apogeul aparițiilor. This is Marilyn Monroe's dress, and it's 60 years old, and she wore this when she sang Happy Birthday to President John F. Kennedy in 1962. La acea vreme, Marilyn Monroe a intrat în istorie cu momentul, ținuta și mai ales atitudinea.
Kardashian a vrut să intre în pielea divei de altă dată și a reușit. Singura diferență? Rochia îi venea lui Marilyn Monroe turnată, iar pe dedesubt nu purta nimic. Nici lenjerie modelatoare, nici sutien și nu suntem siguri dacă avea chiar și lenjerie intimă. Când a cerut rochia, a specificat clar că vrea să pară goală. Îi oferea un aer cu o linie fină între sexy și erotic, iar atitudinea de pe scenă a rămas fără, doar și poate în istorie și încă e de neegalat. Kim Kardashian a încercat, dar n-a reușit să-i atingă performanța. Cu toate acestea, nu s-a lăsat. I'm just so grateful that even for the opportunity. Rochia de o finețe rară, cristal cu cristal bătut pe materialul fin, fermoarul vechi care aduce aminte de vremurile trecute, totul, dar totul a rămas intact. Reprezentanții muzeului în care este expusă puneau mâna pe ea doar cu mănuș. I had this idea to put it on and try it on, and then so they came with like armed guards and gloves, and I tried it on and it didn't fit me. And so I looked at them and I said, give me like 3 weeks. And I had to lose 16 pounds down today to be able to fit this. Și-a pus ambiția atât de tare că nici nu concepea să se îmbrace într-o altă ținută. But it was such a challenge. It was like a role. Right. I was determined. Yeah, I was determined to fit it. I don't think they believe me. I don't think they believe that I was going to do it. A reușit cu brio, chiar dacă pe tot parcursul serii abia a respirat, depășit normal nici nu poate fi vorba, dar măcar pe covorul roșu a văzut-o toată lumea și a eclipsat toți invitații. A răsuflat ușurată în timpul galei și după atâta efort depus pentru apariție, a decis că merită un mare premiu. I haven't eaten carbs or sugar in about 3 weeks. We're eating pizza and donut party back at the hotel. Okay. Claudia Ghițulescu vine în platoul Flash Monden imediat după publicitate. E tot prin vacanțe, bani țară, bani străinătate și nu stă locului o clipă. Aflăm despre peripețiile ei imediat. Rămâneți cu noi! Am revenit, suntem la Flash Monden. V-am spus de atâta vreme că tot vrem să plecăm în vacanță, dar nu știu de ce nu se întâmplă. Lasă! Merge pentru noi Claudia Ghițulescu. Tot e în drumul ei cumva orice vacanță. Și uite, seara asta a poposit și pe la noi, în drum spre, probabil, nu știu, Bora Bora sau, da, sau ban Maldive, ban străinătate. Bună seara, măi Claudia. Seara, ce Claudia, se întâmplă? Bine ai venit. Tot într-o vacanță. Bine v-am găsit. Ce bine e vacanță. Și acum sunt tot în vacanță. Păi asta, păi asta. În drum spre vacanță drum? A poposit, da, la, da, noi. Tot fii cu, da, unde ai fost, unde ai fost ultima oară în vacanță? Pe Dunăre. Pe Dunăre? Aici am dus un pic pe croazieră, un vapor, să mă plimb, să văd cum e Dunărea. E liniștită, e totul în regulă, da? E liniștită, da. Ai fost la Dubai, nu, în ultima vacanță, sau? Nu, în Dubai, știți voi că am fost cu echipa voastră. Deci o mai vezi? Da, în Cipru a fost ultima vacanță, așa să zic, mini-vacanță, că am și cântat acolo. Dar, mă rog, le-am legat pe amândouă. Adică combini utilul cu plăcutul, da? Da. Da, bun, bun. Băieți frumoși în Cipru, eu am auzit că sunt băieți tineri frumoși. Am fost în Cipru. Nu știu de ce m-am uitat turcesc, la tine, scuze. Puțin turci, așa, dar e ok. Și nu fi turc. Corect. Deci, da. În Cipru ai fost ultima oară? Da, în Cipru am fost, după aia am fost în vacanțe, bineînțeles, la Craiova, la părinții mei, că a fost Paștele. Așa. Am fost și la bunici, la Dănciulești. Bun. Nu mai fusesem de mult timp. Și acum la voi. Am venit să vă prezint un clip nou și frumos. Da. Am înregistrat și, mă rog, sunt în premie, în promovarea clipului meu, O iubire înșelătoare. Vreau să vă invit pe canalul meu, așa, de YouTube să-l urmăriți. Și imediat, acum, zilele următoare, o să lansez un alt videoclip, Te iubesc de nu mai pot. Aoleu, păi stai puțin acum. Cum ai ajuns de la O iubire înșelătoare, păi, la Te iubesc de nu mai pot? Păi, cum păi e? Așa trebuie să treci prin alea înșelătoare ca să atingi iubirea. Da, exact, nu? Bravo, vezi, știi, da, știi, păi, da. Păi am zis așa, să tot am avut perioada în care nu prea am cântat, am compus, știi, și am compus așa pentru toate sufletele. Așa. Și am compus și cântece de despărțire și de dragoste și machedonești și vă invit pe canalul meu de YouTube să vedeți. Să vă abonați, da? Ne gata, așa clar, face. O vacanță un pic așa pe canalul meu de YouTube, da. Vă relaxați și noi vrem să știm cum
Măi, stai așa cu dragoste, dacă tot vorbim de piese din astea. Nu vezi, așa, că când stau bine, când compun un chitete. Mi-a plăcut ce ai declarat la un moment dat, ai zis că cel mai bun lucru pe care l-ai putut face în viața asta a fost să divorțezi. Am zis, nu, cea mai mare greșeală am zis a fost căsătoria și cea mai mare realizare a fost divorțul. Păi mi se pare asta normal să stai într-o chestie în care nu ești ok, normal, știi? Da. Pe moment nu ți se pare atunci, se pare că ți se dărâmă universul, dar după, vezi că universul a lucrat spre binele tuturor. Păi, adevărul e că știi care este principala cauza divorțului? Căsătoria. Nu? Da, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Dar ne place că ești cu același zâmbet pe buze de când nu ne-am mai văzut de atât de mulți ani. M-am trezit aici când m-am văzut pe voi, că eram puțin... Da. Eram puțin așa obosită, dar voi aveți o energie foarte bună. Te mai vezi căsătorită? Normal. Normal. Da? De ce? De ce? Nu știu, că... de ce să... Dom'le, stai puțin că întrebăm, poate, nu știu, știi? Da, Dom'le, e nu mai interesează. Sunt unii care zic, nu mai, am trecut prin experiența asta, este, da. Nu mai... Tânăra frumoasă, talentată, cum să nu? Da, eu cred că iubirea e cel mai frumos sentiment de pe lumea asta. Și dacă o să mă îndrăgostești, o să iubesc cu adevărat, m-aș bucura. Ce trebuie să aibă, cu ce trebuie să vină acum bărbatul respectiv ca să îți dea viața peste păi, cap? Păi cred că nu știu dacă e o lecție sau ceva, o păi nu știu, că mă gândesc că de la fiecare relație la următoarea, cred că și totuși, uiți, știi? Nu, cred că avem mai multe pretenții de la omul care... Da, e chimia aia și iubirea. Și atunci când e chimie și iubire... Îți pierzi mințile. Nu, e cam totul, știi? Că atunci te mai completezi, te mai unul după celălalt. Chiar dacă nu știi cum e, poate și eu am o grămadă de defecte sau o grămadă de calități, înțelegi? Depinde ce se întâmplă cu tine și atunci le scoți pe alea bune. Dacă nu trebuie, le scoți pe alea rele și trebuie să plece. Și care ar fi principala calitate pe care ar trebui să o aibă un bărbat pentru a-ți fi partener de viață? Să fie sincer și să mă iubească. Sincer? Da, la sinceritate. Asta lipsește. Ce văd eu la bărbați în general? Sinceritate. Doar la bărbați lipsește sinceritatea? S-a simțit cum m-a înconjurat. Nu, stai puțin, că nu. Doamne, păi să n-aruncăm o anatemă. Vă rog frumos, chiar da, vreau da, să discutăm. Să intrăm în detalii, așa. Așa văd eu, că, mă rog, am avut chiar, să discutăm despre chestia asta. Așa. Aveam o problemă cu bărbații. Aveam impresia așa că toți bărbații mint. Așa. E că normal că rămâi cu niște, Dumnezeu, sechile, niște pitici pe acolo și ai impresia. Dar dacă stai un pic și te uiți, da, ei nu mise și ei sinceri în felul lor, știi? În felul lor, da, doar că noi nu înțelegem sau nu vrem să înțelegem, noi femeile. Și cum dacă el minte, de exemplu, îți spune, sunt cu băieții la un vin și el e cu amanta, da, tu așa ce sunt și fai? Femeile, asta unele femei. Asta nu e minciună, domne. Da. Dar ce e, măi, cum? Asta e omiterea adevărului, altceva. Dar și femeile mai fac chestii de genul exact ăsta, da, adică mai zic, stai că... Da, dar cred că mai puține că bărbați, nu? Zi tu cum. N-aș generaliza cumva, pentru că sunt cazuri și cazuri. Și oameni printre absolut, oameni. Da. Absolut, sunt și bărbați extrem de sinceri, și femei extrem de sincere, loiale și devotate. Deci, dar oare mai găsești bărbatul ăla atât de sincer? Crezi că mai există? Eu că tot aud așa pe la prietene în jur care își mai caută jumătate și nu mai parcă toți au luat-o razna, parcă nu mai găsim. Da, chiar astăzi am auzit și eu povești de genul ăsta, dar eu chiar cred că am o grămadă de prieteni și m-am uitat la verișor, la rude, la frați, la părinți, nu știu ce să zic, și văd că mai există. Sper că există. De ce să nu existe? Iar bărbații sunt așa... Știi că sunt destul de sufletiști. Sunt. Da, sunt. Așa e, când mint, sunt sufletiști. Cine, mă? Mă, iar, nu știu. Hai, mă, că n-am nimic acum bărbați, doamne, chiar glumeam. Exact. Că... Nu vreau să-l pune, că suntem așa două. Așa e, nu vrem. Suntem două, nu putem acum. Adică, hai să vă spun ceva. Suntem și băieți buni pe lume. Da, sunt. Băieți buni, da. Și bărbații. Băieți, și băieții buni. Câteodată. Cum se zice, băieții buni n-are noroc. N-are noroc, da. Da, e o vorbă. Am înțeles. Ai spus când o să, totul este cu o să, cumva, nu există nimic. Nu ne dai nimic mai... Viața ta, la de momentul ăsta. Normal că scurtată și... Dar încă n-am simțit nevoia să intru într-o relație sau să simt că vreau o relație cu un anumit băiat. Ei, las că atunci când termin masterul pe politică, nu? E foarte interesant ce cursul ce master faci. Haide, de ce să fie un secret? Că ai luat toate examenele?
sesiunile până acum. Da, da. Ținem cum în continuare. Cum e? Dacă eu prima sesiune, continui masterul. Destul de greu, da? De-aia nu am făcut așa destul de public. Sunt la curs și toată lumea, când nu pot să vorbesc la curs. Dar nu mă întreba nimeni, nu încerca nimeni să intre în detalii, că eram așa de tăioasă și nu mai încerca. Asta eram de supărată. Sunt la curs, gata, nu pot vorbi. Știi? Vrei să faci dreptate? Vreau dreptate pe lumea asta. Măi, dacă aș face dreptate, aș face pe partea artistică, că noi am fost nedreptățit în perioada asta și dacă aș putea să pun și acolo umorul la cultură, aș face cu mare drag. Dar, sincer, m-ar fi dus un pic gândul spre asta, că și cred că dacă noi în perioada asta de pandemie am fi avut pe cineva care ne-ar fi ajutat un pic, un pic măcar. Da. Noi cred că așa din toate meseriile astea de pe lună, lumea asta, noi am fost singurii care n-am ieșit în stradă, n-am țipat, n-am urlat. Așa este. Serios. Dar noi abia așteptăm să iei cu brio toate examenele, să ajungi acolo unde îți dorești și să facem știri cum Claudia Ghițulescu salvează schimbă lumea. Îți mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult. Vă invit pe canalul meu de YouTube. Da. Intrăm chiar acum. Îți ascultăm melodiile. Cum ai zis, de la o iubire. Hai să începem cu o iubire înșelătoare. O iubire înșelătoare și după aia ajunge la... Câteva zile, te iubesc de nu mai pot. Te iubesc de nu te vezi. Îți mulțumim de nu mai putem, Claudia. Mulțumim tare mult. Și vă mulțumesc și felicitări, îmi place aici la voi. Mulțumim. Mai bine, că sunt foarte aproape. Da, exact. Te așteptăm cu drag. Încheiem aici această seară, bunii mei. Ne revedem tocmai sâmbătă la o nouă ediție Flash Monday. O seară minunată. Toate cele bune. Acest program este disponibil și pe